Vreau să vă dau o veste, nu știu dacă e bună sau proastă, dar este categoria băieții deștepți. E băieți deștepți, ca să zicem așa. A apărut un document, uitați-l, vedeți acum. Victorie, ce mă, nu ne mai auzi, nu ne mai vezi, nu ne mai... Vă aduc când se blochează cu totul. Ia și tu în internet, cu fir, dacă se poate. De la el ce e să alții mai bun pe piață? Nu există, da, așa e. Da, înfige un, să nu mai stai în Wi-Fi, să iați un router. N-ai, frate. Auzi, măi, Manule, ești cu noi? Pune documentul ăsta pe ecran. Deci, după cum puteți vedea în acest document, și acum mai pot să mai măresc, în 2023, băieții ăștia de la Enel, îi cunoașteți voi? Da. Da? Fac exitul din România. Deci anul viitor, Enel pleacă din România, pleacă din Peru și din Argentina. Da? Deci nu o să mai fie Enel-ul. Acum e ultima, ce strigare. Înseamnă, ce înseamnă stewardship? Nu știu ce înseamnă stewardship. Australia și Greece. Chiar nu știu. Nu știu. Da. Dacă știe cineva să ne scrie pe ce. Hai, da. Oamenii care se pricep la pe de asta corporate. Nu da. Se uită la noi. Și ăștia nu se uită la noi. Ba da, trebuie să se uită. O să aflăm. Deci, dar ideea este că Enel-ul pleacă din România. Ce știi, Victor, cine vine? Că unii au zis, acum toată lumea zice să naționalizeze, să preia statul român, de fapt, să cumpere de la Enel. Nu, preia statul grec. Grecii, statul grec, compania, mă rog, fostul Enel al lor, ca să zic așa, administrare înseamnă stewardship. Ce înseamnă? Administrare, management. Deci probabil va fi management mixt australiano-grecesc. Preia compania de stat în Grecia, e făcut deal-ul din câte am înțeles și urmează să anunțe semnarea lui, condusă compania de stat în Grecia de un italian care a fost, sau chiar un grec, dacă nu mă înșel, un grec care a fost șef la Enel România la un moment dat în viața asta. Deci privatizează... Deci care știe compania și care știe piața. Privatizează o privatizare. E un băiat care a lucrat aici și care știe, da. Bă, știi ce-i mișto, mă? Că noi suntem singura țară din lume, sau aia, în lumea așa zis civilizată, care își privatizează utilitățile și tot tipul ăsta în favoarea unor companii tot de stat, mă, din alte țări. Da, își pierde, da, practic, corect, sensul, da, noțiunea de privatizare, da, în sine. Da. Cum mă, să o dai de la un stat la alt stat? Dacă se privatizează, se presupune că e un management și un acționariat privat, nu un management de stat. Da, păi o dai, bă, Victor, o dai, că vrei să intri în NATO, în UE, în Schengen. Noi am dat apa de la București. Nu știm în picioare. Ești unei companii de stat, franțuzi, da, dacă vă aduceți aminte, aia care a făcut-a cu Apa Nova. Da, absolut. Am dat compania de telefonie unei companii de stat, grecești. Da. Cum se chema, OTE, la momentul respectiv, da, și mi se pare că există și acum o formă de OTE. Acum ajunge compania noastră fostă de stat, care între timp s-a privatizat cu niște privați, o să ajungă la un alt stat. Da. OMV-ul nu era de stat, OMV-ul era privat. Da, Victor, și tu sper că nu te întreb de ce. Pentru că așa știm noi să negociem și să justificăm niște pași înainte pe care îi face țara. Tainurile, ca să zic așa. Șpăgile, da. Și șpăgile cui să-i le dai? Păi degeaba îi le dai lui Gigel din Franța. Bă, trebuie să le dai, vestora, entităților de stat. De unde este și varianta în care niște băieți șmecheri, uneori din Italia, în Sicilia, de pe acolo, vin în România ca să spele niște bani, da, și privatizează, cumpără cu niște bonuri de genul ăsta, sigur, da? Că da. Stau 2, 3, 5, 7 ani, mai fac și vând, la profit, după care vând iar, au albit banii, că de data asta zic, banii sunt albiți, și așa, și s-a terminat. Problema cea mare este, băi, oameni buni, alta. Pe chestiuni de genul ăsta, deci ăștia de la Enel și de la alții, da, vin, trag cât pot pe o infrastructură de căcat existentă, nu investezi nimic. Nu investezi nimic. Nimic, mă, un capac de canal nu schimbă ăia cutare. Deci cât mai merge să mai sugă, cum să spun, din mărțoagă, din cutare, iau tot ce se poate, da? Și când mărțoaga cade pe picioarele din față, n-a trebuit să mă cai cadă și pe săpăoane, zic, bă, ne cărăm, mă, gata, curătăm. Grecii, mă, să vină, adică vin și ăia și grecii vin și zic, acum lasă-mă că luăm noi mărțoaga asta, o mai... Că mai e bună. Îi mai dăm o culoare, înțelegi, așa? Băi, Robert, vreau să spun, de aia, astăzi, la ora la care discutăm, și asta sunt convins că sunt foarte mulți cei care ne se uită la noi, dacă v-ați pus panouri, cum am făcut eu, n-au bani oamenii, nu mă, Robert, puțin, băi, ba da, oamenii au și-au făcut eforturi între și-au pus panouri, bă, nu o să deveniți prosumatori, vă spun eu, foarte curând, vă spun eu. Vă va lua, sperați că dacă vă puneți panouri pe casă, o să reușiți să dați în rețea curentul ăla, nu, mă, cel puțin 6 luni de zile vă va lua
să vă duce să vă milogi, să vă chinui, să sunați, să întrebați, să băgați pile ca să vă preia ăștia curentul pe care îl produceți. De ce? Pentru că șmecherii ăștia din categoria Enel, CEZ, MEZ, PIS, da mă, nu știu ce, n-au niciun interes, mă, să dezvolte infrastructura, să vă poată prelua vouă ceva. Să nu mai vândă ei. Ce să nu mai vândă ei, da? Bineînțeles. Și în condițiile astea, pleacă, mă. Zic, în 2023, lasă-mă, ce au început ăștia să devină prosumatori în România, de să ne ia nouă din cașcaval, din aia. Dă-i, bă, mă, să vindem acum că e momentul, am făcut super profit, mega profit, da? La revedere, exitul, pa băieți, v-am pupat pe portofel.